Ia dacă ai menționat că este o glumă, că poate fetele chiar au crezut. Când am vorbit la masă am menționat, la hotel nu am menționat. Am spus-o în mod ironic, hai să-l votăm toate pe Adrian. Așa și am făcut. S-a întâmplat. Kinga exagerează foarte mult și își scoate. Cu asta exagerez. Cu asta exagerez. Că mie îmi place de Nicolae, că nu știu ce. Da, îți place de el. Da, acum îmi place și de George. O să mă credeți, o să-i spuneți că îmi place de George. Îmi place mult de George. Toată lumea, îmi place de George, acum nu de Nicolae. Ce faci? Îți place de Nicolae, îți place. Și de George. Și recunoști că Nicolas ar fi mult mai potrivit pentru tine? Da, mai ales Odeh, cel mai potrivit. Deci, Nicolas, îmi place de Odeh acum. Kinga, tu crezi că Bianca nu-l mai place pe Adrian? Mai mult ca sigur și nu știm să scape de el. Cine mai crede asta? Și eu. Eu cred că efectiv nu mai au sentimentele cum le-au avut de la început. Ai, da, și că nu că nu-i place, iar încercat. Iar încerca să-și atenția. Salveze relația și Adrian la fel, doar că poate că s-au cam oprit sentimentele. Nu neapărat că deci, l-ar schimba Kinga cu altcineva. Și Alexandra au aceeași părere? Nicoleta, tu la fel? Mie doar mi-a zis că nu mai e totul ca la început. Dar ea este hotărâtă să se despartă de el? Nu, n-am zis asta. Ea e așa o fire mai hotărâtă, mai puternică, nu știu, așa vă și Adrian vine după ea cumva și cred că ea ar avea nevoie de un bărbat mult mai puternic. Eu recunosc că când nu sunt împreună cu el, când sunt la hotel Reci. Și așa, nu mai e ca la început când mă gândeam doar la el și așa mai departe. Pentru că încet, încet, cum am spus, relația asta a mers. Noi nu am avut ocazia asta de date-uri, să stăm împreună, să nu știu ce a fost, doar în casă. Și în casă el aștepta eu să fac pași, eu așteptam el să facă pași. Am așteptat până am ajuns la acest nivel. Dar oricum, repet, vineri el a făcut un gest frumos, l-am apreciat foarte mult și chiar am simțit ceva. Abia aștept să fie azi, să vorbim azi. Ce părere ai, Adrian? Mi se pare foarte urât să zici până și în glumă, hai să-l votăm pe Adrian. Păi ce fel de glumă e asta, Bianca? Fetele au spus, Maria a spus că vrea să te voteze pe tine și eu am zis hai să-l votăm toate atunci. Nu a fost hai să-l votăm pe Adrian de grup să iasă Adrian. Vezi că a zis și odată la masă cu mine când a inițiat discuția și a zis că să-l votăm pe Adrian. Careva din voi sau una din fete a zis prima dată hai că îi dau vot lui Adrian și poate că după aia mai zis încă una și a zis Adrian, era momentul în care o aflat Bianca că tu te-ai ținut cu una din mână, că era chestia aia. Și era supărată. În fine, nu știm povestea. Nu știm povestea. Și ea era supărată și a zis, ok, păi avem pe cine vota în gală. Aia a fost faza. De acolo ne-am luat. Stai puțin, în primul rând, eu nu m-am ținut cu nimeni de mână. Te-ai ținut că ai recunoscut la persoana din staff, că te-ai ținut cu două fete de mână în centru vechi. Le-am ținut așa, două prietene de ale mele. Nu le-am ținut de mână, le-am ținut de gât când am trecut prin niște oameni. Atât. Bine, fiind eu, de, nu știu, oricum, 10 secunde că eram, mergeam pe stradă asta, eu am vechi. Văzut doar mesaje și așa mai departe. Logic că eram supărată, nu? Asta păi a fost cum tot. Să zici la așa ceva? Asta la... am zis înainte, până am avut răspunsul. Da. Oameni, da, oricum, fie. Deci sunt super dezamăgit de chestia asta, indiferent. Da, ești dezamăgit. Dacă ție ți-ar spune, Adrian, dacă ție ți-ar spune că m-au văzut pe mine în centru vechi cu doi băieți de mână, mai multe persoane să-mi trimită mesaje și chestii, ce aș face? Nu aș fi supărat în momentul ce... Bianca, diferența este că tu doar ai auzit. Eu, în schimb, am văzut videoul ăla cu tine, cu story-ul ăla pe care te-a filmat Grațiela cu motocicletă. Eu am cerut să mă plimbe. Păi da, măi, Bianca, și te arăți spându-o așa, e... E foarte urât, mai ales în condițiile în care bă, lasă-mă, mă, discute, ești incredibil. Ce mă vreau să-i zic și ceva? Păi nu mai spune că-i zic eu. Eram îmbrăcat. Daci! Păi da, Petre, de a avut 40 de bărbați. Daci, Radu, daci, odată în viața ta. Bine, ta, gata. Tu mi-ai spus aici, în toată casa asta, să nu iau fetele în brațe, să nu le pup, deși suntem în aceeași casă. Și tu ai continuat iar să tu faci. Iar tu te duci afară, te plimbă cineva pe motocicletă, să mai și fundul așa ostentativ să te vadă toată țara sau toți followerii tăi, 20.000 pe care i-ai. Mie mi se pare că ori ești falsă, ori ești ipocrită. Mulțumesc. Wow. Păi serios, cum poți să faci mai așa ceva și să mai și zici la oameni ca să mai te votăm pe Adrian, glumă, chiar și măi, în glumă. Adrian, noi nu știam pe cine să votăm și eu o zic și pe mine, mă, frate, pe bună. O glumit! Păi a glumit, dar în gală mi-a luat două voturi pentru prima dată. Maria, în gala asta, pentru prima dată de când sunt în emisiunea asta, de aproape două luni, mi-am luat două voturi. Pentru prima dată de când sunt în gală. Cine l-a votat? Eu. Tu m-ai votat de atâtea ori și nu m-am supărat. Dă-mi colo din treabă, dar
ce facem aici? Suntem femei sau ce facem? Faci scandal pentru un vot, serios. Păi dar nu e asta, eu fac scandal că nu mă așteptam să primez vot și nu știam de unde. Chiar acum, a doua zi, aud că a fost o discuție în casa fetelor, în care Bianca a zis în glumă, Adrian, haide să-l votăm pe Adrian, mă lași să vorbesc și eu, te rog frumos, Bianca. Deci în viața mea n-am primit un vot de când sunt în casa asta, iar acum am primit în gală două voturi. Am zis, bă, ok, suspect, dar ok. Iar acum, a doua zi, s-aud, a, Bianca a zis în glumă, hai să-l votăm pe Adrian. Asta e acum, deci, și înainte, în casă, înainte ca tu să-mi aduci florile, am vorbit pe tema asta. Adică înainte să-ți aduc flori, tu zici în glumă, hai să-l eliminăm pe Adrian, nu? Nu ai zis asta! Dar ție ți se pare că asta poate fi serios? Dar cum o să zici așa ceva în glumă, tu nu gândești? Adrian, când le-a spus să te voteze ca lider, te-au votat ca lider. Bă, deci ești incredibilă, să mor eu, deci nu te mai poți, nu poți să te mai înțelegi. Adrian, dacă putea, dacă eu spuneam să te voteze pe bune, că nu mai place de acest băiat și eram serioasă, nu, dacă fiind s-o crezut pe partea că te votau, altă, că ele nu aveau pe cine să s-o voteze. Dacă ies să iau pe partea elaltă, dacă și eu le spuneam în serios, aveau să te voteze. Dacă ies să o iau pe partea elaltă, tu poți să le implantezi încet, încet ideea. Ah, hai să-l votăm pe Adrian, în glumă. Mă votează gala asta una, gala viitoare două, gala viitoare trei și după aia, săracul Adrian a plecat. Care e legătura să te scot pe tine că ești iubitul meu? Tu ești în casă pentru mine și eu sunt în casă pentru tine. Gândește-te, rog frumos, logic. Dar cum să spui, mă, în glumă așa ceva? Tu realizezi cât de... cât de oribil e, cât de dezamăgit sunt eu de tine, până și în glumă, frate, indiferent. Deci Inga, Inga a spus, noi îl votez pe Adrian. Maria a spus, hai că și eu îl votez pe Adrian. Și eu a spus, ei, hai să-l votăm toate. Și Alexandra a zis altceva, care a zis la masă mai demult, că n-ai spus în glumă. Doamne, ferește, Inga, cum ați dat și voi chiar pe prost. Bianca, te simți ai zis de două ori în glumă, mă, pe bune? Nu, pentru că eu am glumit, eu nu am spus, haide, dacă eu spuneam ce te mai mir, dar cum să glumești, mă, cu așa ceva, mă, fetiță, tu n-ai, tu te gândești ce ai în cap, ăla. Fetele și așa, nu știu, bă, fetiță, dar poate că când votau. Bianca, poate că două au înțeles că este pe bune. Sau trei? Nu am mai înțeles nimeni, doamna Andreea, a fost o glumă. Dar mai glumești un pic. Mai ca și când nu-l votați pe el, hai să-l votăm toate atunci. Ideea era, dacă eu eram serioasă și spuneam, votați-l, vă rog, fetelor, că gata, între noi s-a terminat, dar oricum asta nu o să se întâmple înainte ca eu să închid relația, nu o să pot spune așa ceva. Dar să zicem că eu cu adevărat să vrut asta, le spuneam la toate ele și așa nu știau pe cine să voteze. Eu te-am înțeles, dar dacă și ele tot în glumă ziceau, hai să-l votăm. Dar și mă trezeam cu patru voturi, în glumă, așa, la mișto. Păi nu, că chiar a fost era așa. Deci era eram la masă cu Bianca și cu Grație. Așa, lasă-o să vorbească. Eram Kinga, la masă cu Bianca și cu Grație la mâncam, da. Și a zis că fetelor puteți să-l votați pe Adrian sau ceva de genul ăsta, că eu oricum nu mai am sentimente pentru el, dar după nu aia era foarte serioasă. Tu vrei să spui că eu am spus, nu am sentimente, asta nu-i fraza mea. Că nu simt, nu ai sentimente, e același lucru. E același lucru, dar tu ce faci acum, ai schimb semantica. Dar erai foarte serioasă și cu 3 săptămâni în urmă și asta iese acum în gala asta. De ce nu l-ați votat cu 3 săptămâni în urmă atunci? Ce legătură are, Alexandra? Scoți acum chestii absurde. Nu, stai puțin, în contextul în care trăim noi aici, nu în filmare și în emisiune, a fost săptămâna trecută, când a venit mama ta, acum câteva zile chiar, cum zice Alexandra. Mama mea a venit cu 3 săptămâni în urmă aici, în primul rând. Da, când o să se difuzeze emisiunea, o să fi venit cu 3 săptămâni în urmă, dar în momentul de față a venit cu câteva zile în urmă. Problema e alta. S-a întâmplat discuția în sine, pe tine asta ar trebui să te îngrijoreze. Asta mă îngrijează, dar eu... Nu, văd că te îngrijorează alte lucruri, Adrian. Discuția era în perioada Adrian, în care ascultă. Eu cu ascultă. Adrian nu aveam foc, nu aveam nimic, nu erau... Eram hai pe același afară, loc, cu... atunci s-a întâmplat chestiile și cu cadou și cu toate chestiile astea. Și când eu am venit la masă, atunci eu nu i-am spus, fetelor, votați-l numai decât să fac acolo strategii, nu ți-am spus asta niciodată. Noi am stat, am mâncat, vorbind... Dar chiar asta ai făcut. Ei, hai. Vorbind, râzând și așa, ce am spus, îl votăm pe Adrian pentru că eu nu mai simt și așa mai departe. A, și deci aici, ai spus într-un mod serios, vreau să-l votăm pe Adrian? Nu a fost așa serios, noi mâncam și după Grațiela mi-a spus serios, am spus că nu-i serios. Liniște! Am înțeles gluma de aici din casă, am înțeles ironia, da. Dar eu vorbesc de discuția de la hotel. Da. Aceea a fost serioasă? Nu a fost serioasă încât eu să le spun, hai votați-l, că dacă nu îl votau pe el și atât. Dar nu a spus. Fost așa. Da, am spus. A fost așa, fără mult sens, fără multă... Deci odată a fost ironie și odată a fost... Cu 3 săptămâni în urmă, și mâine o să fie serios. Da. Sau la viitoare, am înțeles. Că nu ți-a adus flori.
Și după aia a fost bine. După asta am rezolvat. Adică eu trebuie să-ți tot aduc chestii ca tu să nu le spui fetelor să mă voteze spre eliminare? Eu nu am spus chestia asta niciodată. Dar cum să zici așa ceva până și în glumă, în condițiile în care noi aveam chestia asta și cel puțin era din partea mea. Apare din partea ta să plece Adrian. S-a făcut eu așa gen de strategii, o făceam, dar pentru ce? Dumnezeu. Noi acum ne pregătim pentru dates. Am spus că am surpriză. Că... Da. Plângi puțin. Nu plâng. Hai, plângi puțin. Radu, hai taci, că tu m-ai făcut și proastă. Și Adrian nu ți-a spus nimic. Eu cred că trebuie să vii cu covor roșu la el ca să poți să corectezi ce ai făcut. Ce am făcut, Radu? Ce am făcut? Dacă eu am nevoie doar de sinceritate și de realitate. Bași fetelor în cap să-l voteze spre eliminare, normal că vrei să faci tu ceva frumos. Măi, nu băga la nimeni în cap, Bianca, că dacă băgați, vedea asta. Dar cum v-a zis? V-a zis într-un mod serios sau v-a zis într-un mod Alexandru? Era serioasă, era foarte serioasă. Aș vrea să vorbim cu Grațiela atunci, că acum, după ce ne-am certat noi două, tu scoți acum de toate, știi? Ideea e, Bianca, influențezi puțin, să știi, când spui și în glumă chestia asta, influențezi puțin, să știi. A zis ironic și probabil n-am. Nu e ca și cum poți să fii ironic. Nu plumești pe așa ceva, nu. Dar eu te-am votat? Păi da, dar tu spui în glumă așa ceva. Cum poți să mă să glumești cu așa ceva? Ești incredibilă. Dar ce trebuia să spun? Nu-l votați. Să nu spui niciun... votăm toate. Să nu spui niciun rahat simplu. Tu trebuia să dai în alții, nu în el. Și în glumă. Doamne, mă, băi, incredibil, mă, fix. Stai puțin, Radu, că nu e relația ta. Stai numai o secundă. Da, Radu, știu, e relația tuturor. Nu te hazarda. E cu tine. Adrian, crezi că a zis în glumă? Radu-i fiul. Nu știu, indiferent dacă a zis-o în glumă, ce crezi tu? Tot nervos sunt. Cred că prima dată n-a spus-o în glumă și cred că dacă e să o iau un pic mai profund, cred că ea țese acolo, plantează sămânța încet, încet. În acest moment poate nu mai gândește așa, dar pe mine mă las, zice, am rămas foarte dezamăgit că a gândit așa în trecut. Cum să gândești mai așa ceva? Păi eu în viața mea n-am zis vreodată așa ceva și nici măcar... N-aș spune în viitor nici măcar dacă mă despart de tine. N-aș fi zis din respect pentru ceea ce am avut și ce am simțit pentru tine. Eu cred că el acum s-a simțit și influențat de băieți, de ceea ce da, au vorbit băieții. Da, m-au influențat cu toți, stăteau aici în urechile mele. De da, câte ori am fost influențat de cineva în casa vorbesc. Asta? În relația cu tine. De câte ori? Mereu. Că mereu. Toți mi-au zis să te las, toți mi-au zis că ești falsă și am rămas cu tine, am rămas lângă tine mereu. Și tu acum spui că mereu am fost influențat. Mă, fetiță, în ce casă ai trăit? Că nu în casă iubirii ai trăit până acum. Ce băieți? Cine ți-a spus asta? Cine nu ți-a mi-a spus zis nimic sau ce mi-au zis, oricum au trecut pe lângă mine dacă nu era ceva pozitiv de ea. Cine te-a toți sfătuit? Eu, Radu, Sorin. Toată lumea a zis, doar că eu n-aud doamna sfătuit, Andreea. Pentru că am spus... Eu când sunt eu cu iubita mea asta. Și am o relație, mie îmi place să fiu eu cu relația mea. Nu s-aud ce zic ei, poate să zic orice. Păi da, dar ea nu-i cu relația ei. Că păi eu în fiecare zi primesc mesaje, cum că Bianca îi spune lui Nicoleta că ia vezi că a venit băiatul nou, tu cu el te potrivești, nu cu Sorin. Primești zilnic treaba... mesaje peste mesaje. Ea nu-și vede de relația cu tine niciodată. Ca așa să fim sinceri. Bă, nu mai devia da, și tu, mă, frate, că a fost altceva. Acum doamna Andreea a întrebat altceva și tu legi discuția de tine. Lasă-mă să-mi termin și eu discuția. Ce fraier ești, mă. Păi da, lasă-mă să-mi termin discuția, mă. Am vorbit pentru că mă privește subiectul. Da, frate, lasă să te privească mâine. Acum e vorba de mine și de relația mea. Te rog, spus doar o părere, n-am vrut să fac. Păi da, frate, părere legată de altceva, nu de ceea ce mă vorbești pe mine cu ea. E mult prea fierbinte subiectul și nu ne putem controla, să ne înțelegem.